Bine v-am regăsit, doamnelor! În clipul de astăzi o să vă povestesc despre produsele care mi-au plăcut cel mai mult în luna iulie. O parte din ele nu am apucat să le folosesc foarte mult, le-am folosit pe parcursul ultimelor zile din luna iulie, însă m-au convins că îmi plac foarte mult și de aceea m-am și hotărât să vi le arăt în acest clip. Și o să încep cu produsele cosmetice, iar la final o să vă arăt produsele de make-up pe care le-am folosit în luna iulie și care mi-au plăcut. Primul produs pe care vreau să vi-l arăt este un deodorant. Este de la Micium. L-am cumpărat în scurta mea ședere în Anglia. Auzisem despre deodorantele Micium că sunt foarte bune. Știu că unele dintre ele se găsesc și pe piața din România. Eu am avut unul acum vreo 2 ani pe care l-am cumpărat tot din Anglia, din acela cu bilă, însă m-a iritat destul de mult. Și mi-a fost ușor teamă să-l încerc pe acesta, dar din fericire îmi pliește foarte bine și are un miros foarte, foarte fresh, se cheamă Shower Fresh și îmi place la nebunie. Îmi pare rău că nu mi-am cumpărat mai multe, dar este și foarte eficient și mirosul este absolut senzațional. Un alt produs pe care mi l-am cumpărat din Anglia și pe care l-am folosit cât am stat acolo este un gel de duș de la Original Source. Este cu unt de shea și miere și miroase a caramel. Deci miroase absolut senzațional. Deci în viața mea nu am mirosit un gel de duș care să miroase așa, deci fix a caramel miroase. Am dat doar o liră pe el. În mod normal, aceste geluri de duș cred că sunt vreo 2-3 lire, însă aveau câteva la reducere, la doar o liră și mi-am cumpărat două, acesta și încă unul pe care încă nu am apucat să-l folosesc. Dar, așa cum spuneam, îmi place foarte mult cu miroase și de asemenea este și foarte hidratant, nu mi-a uscat absolut deloc pielea. Deși în Anglia apa este foarte dură și de câte ori am rămas cu pielea corpului foarte uscată. De data aceasta a fost ușor deshidratată, însă nu la fel de mult ca în dățile anterioare. Și tot din Anglia mi-am cumpărat și un exfoliant de corp, un scrub, de la Zoella Beauty. Poate știți că Zoe Isaac, care este o youtuberiță foarte cunoscută, are cred că vreo 8 milioane și ceva de abonați, a scos anul trecut o linie de produse cosmetice pentru corp în principal, care se cheamă Zoella Beauty și am fost și eu foarte curioasă să încerc produsele ei. Se găsesc în Superdrug. Cred că pot fi comandate și online de pe Fiul Unic, dacă nu mă înșel. Și pentru că ea a menționat într-unul din clipurile ei că acest scrub este preferatul ei, așa m-am decis să-l cumpăr. Și pot să spun că este foarte bun. Am consumat deja o grămadă din el. Miroase foarte bine și culmea e că are grăunțele astea care sunt înăuntru, sunt foarte abrazive și chiar este un scrub foarte eficient și dacă o să mai ajung în Anglia, cred că o să-l mai cumpăr pe viitor, pentru că e, așa cum am spus, foarte bun și îmi place foarte mult. Următorul produs pe care vreau să vi-l arăt este un balsam de ochi de la Vichy din gama Aqualia Thermal. I-am făcut review pe blog, o să las link în description box către review-ul respectiv. Are consistență de gel. Să vedeți cum arată. Cam așa arată. Este foarte, foarte apos în momentul când îl întind. Nu intră foarte repede în piele, ăsta fiind singurul lui dezavantaj din punctul meu de vedere. În schimb, dacă e tapotat cu atenție, hidratează foarte bine zona, deși nu cred că este potrivit persoanelor care au zona ochilor foarte, foarte uscată. Îmi place că rămâne pielea foarte fină după aplicarea lui și se așează foarte bine anticearcănul după ce îl folosesc. Nu-l folosesc decât ziua, seara nu folosesc cremă de ochi. Crema pe care o folosesc pentru față o folosesc și în zona ochilor, pentru că este foarte hidratantă, dar pentru zi, mai ales pentru perioada asta de vară, sau dacă sunteți foarte tinere și sunteți în căutarea unei creme de ochi care să nu fie foarte grasă și foarte grea, vă recomand să încercați acest produs de la Vichy. În clipul meu recent în care v-am arătat produsele pe care mi le-am cumpărat ultima dată de pe iHerb, am pomenit și despre acest produs, care este un spray de descurcat părul, care se aplică atât pe părul umed cât și pe părul uscat. L-am folosit de o grămadă de ori de când l-am primit și, într-adevăr, este foarte eficient. Așa cum am spus și în acel clip, eu obișnuiesc să fac cuiburi aici la ceafă,
mi se încurcă foarte tare părul și am descoperit că acest produs, acest spray de la Man & Tile, este foarte eficient, așa că dacă vă confruntați cu păr încurcat, dacă, mai ales după ce vă spălați pe cap și vă este destul de greu să-l periați, chiar vă recomand să încercați acest produs, mai ales că nu este absolut deloc scump, este chiar ieftin. Și dacă v-am arătat produsele cosmetice care mi-au plăcut cel mai mult în luna iulie, a venit vremea să vă arăt și produsele de make-up. Și o să încep cu rimelul meu preferat, pe care l-ați văzut și în ultimul clip pe care l-am postat pe YouTube. Este de la Gauche, Bombastic Volume XXL. Este un rimel foarte gros, are periuța foarte groasă, este în aceea din cauciuc. Ceea ce nu-mi place la el, singurul lucru care nu-mi place la el este că e foarte greu de folosit. În momentul când scoți peria din tub, iese cu foarte mult produs. Așa că de fiecare dată am grijă să șterg excesul înainte de a aplica. Rezultatul însă merită și cred că este al treilea pe care îl folosesc. Mai am încă unul o rezervă. Se găsește și în România. Sunt câteva magazine care îl distribuie. Din câte știu eu, este un magazin aici în București, care este pe la Cocorp, acolo, prin spate, pe la Unirea. Și știu sigur că vinde produse Gauche, așa că dacă vă doriți să-l încercați și aveți răbdare să învățați să-l folosiți, vă recomand să încercați pentru că efectul este într-adevăr wow. La evenimentul MAC la care am fost, cred că pe la începutul lunii acestea sau la sfârșitul lunii iunie, nu mai mi-aduc aminte exact, am primit un fond de ten care se numește Prolongwear, MAC Prolongwear, așa arată. Este un fond de ten destul de cunoscut al celor de la MAC, însă nuanța pe care o am primit-o, NW30, este foarte închisă pentru tenul meu, dacă vedeți. Dacă îl pun lângă față, se vede că este foarte închis. Eu de obicei sunt un 15 la MAC, cam așa. Așa că mi-am dorit totuși să îl încerc, să văd cum funcționează. Și pentru că am folosit foarte mult autobronzant în ultima perioadă, m-am decis să-l combin cu un alt fond de ten pe care l-am în colecția mea, Lingerie de la Guerlain, și care este mult mai deschis decât ceea ce îmi doream eu. Așa că le-am combinat pe cele două și rezultatul mi-a plăcut foarte, foarte mult. Acesta este foarte light, ăsta e un pic mai grosuț așa și are acoperire mai mare. Și cred că toată luna am folosit combinația asta, mai puțin în ultimele zile când am început să testez alte fonduri de ten pe care mi le-am cumpărat recent, dar am fost foarte mulțumită, foarte rezistentă combinația asta, mai ales pe căldura asta, și cred că rezistența se datorează acestui fond de ten de la MAC. Chiar sunt curioasă dacă l-ați încercat singur, să-mi lăsați în comentarii părerea voastră despre el, că vreau să știu dacă merită folosit și singur și dacă ar merita investiția să-l cumpăr într-o culoare potrivită tenului meu și să-l încerc pe viitor și pe acesta. Așa cum spuneam, mai am o combinație, de data aceasta pentru buze. Am scris despre ea pe blog. Puteți să vedeți acolo exact cum arată atât pe buze cât și pe mână. Nu știu dacă ați observat, mai ales dacă sunteți blogărițe, că de foarte multe ori, de fapt și dacă mergeți în magazine și încercați produsele pe mână, de foarte multe ori ce încercați pe mână nu arată la fel ca atunci când sunt produsele aplicate pe buze. De aceea vă recomand să mergeți pe blog să vedeți exact care e culoarea. Rujul este de la L'Oreal, din colecția Collection Privé. Acesta este, a fost o colecție cu rujuri nude a ambasadoarelor L'Oreal. Acesta este al lui Julian Moore. Îl am de foarte mult timp, abia acum am început să-l folosesc. Nu știu de ce nu l-am încercat până acum. Îmi place că e destul de rezistent, nu foarte rezistent, dar e ok, nu mi usucă deloc buzele. Și cu creionul 203 de la Pharmacy fac o echipă foarte bună. Îmi place mult combinația asta și am folosit-o foarte mult luna asta, mai ales când parcă nu prea am avut chef așa să mă dau cu rujuri foarte intense, și asta e o combinație foarte ușor de purtat, e foarte naturală, dar totuși am ceva pe buze, nu simt că ies afară din casă fără nimic pe buze. Nu știu de ce pasiunea asta a mea pentru rujuri în ultimul timp a luat așa un avânt nemaipomenit, pentru că eu ani de zile am urât să port ruj pe buze. Mă machiam în rest, mă dădeam cu fond de ten, cu blush, cu fard, îmi făceam ochii. În schimb, pe buze niciodată nu mă dădeam cu nimic. În ultimul timp, cred că de vreo 2-3 ani așa, am luat o razna cu rujurile. Deci am, cred că peste 100 de rujuri, am un sertar plin cu rujuri.
Ultimele două produse despre care vreau să vă vorbesc sunt de la The Balm. Le-am cumpărat din Marionno, cred că pe la începutul lunii iulie. Despre unul dintre ei l-am apucat deja să scriu pe blog. Este un fard de obraz, Hot Mama se numește. L-am folosit, de când l-am cumpărat, cred că doar pe ăsta l-am folosit. Îmi place la nebunie, mi se pare că e o culoare foarte potrivită pentru primăvară-vară. Este foarte pigmentat, se întinde foarte bine, deci este foarte, foarte bun din punct de vedere calitativ. Dar și culoarea îmi place foarte mult. Mi se pare că seamănă culoarea cu, cred că am scris asta și în postare de pe blog, cu Spring Sheen de la MAC, cu Orgasm de la NARS și puțin aduce și cu Coralista de la Benefit. Numai că ăla mi se pare că e un pic mai sclipicios decât, decât acesta. Nu este foarte scump, 50-60 de lei cred că e și chiar mă bucur că l-am cumpărat pentru că îl ochisem de foarte mult timp și abia acum mi-am făcut curaj să-l iau și așa cum am spus, luna iulie cred că doar pe ăsta l-am folosit. Și în combinație cu acest fard de obraz am folosit un bronzer, Bahama Mama se numește. Nu l-am folosit chiar ca bronzer, ci l-am folosit mai mult ca și pudră de contur. Din simplu motiv că este destul de închisă culoarea pentru tenul meu și nici nu are subtonul acela roșiatic pe care eu îl caut într-un bronzer ca să pară mai, cât mai natural posibil, ci este mai degrabă are un subton rece, nu are un subton cald, dar ca și contur, dacă este foarte bine întins, arată chiar foarte, foarte mișto și se întinde foarte bine, are fix aceeași calitate ca și, ca și fardul de obraz, foarte pigmentat, deci sunt niște produse și ca preț cred că sunt fix la fel, deci sunt niște produse astea de la The Balm, îmi pare rău că nu le-am încercat până acum, dar niciodată nu e prea târziu, foarte bune. Sper că v-a plăcut clipul și că ați găsit produse interesante printre cele pe care vi le-am arătat. Dați un like clipului, bineînțeles dacă v-a plăcut, nu e obligatoriu, abonați-vă la canal ca să fiți la curent cu noutățile, urmăriți-mă bineînțeles pe Facebook, pe Instagram, etc, etc, de blog nu uitați că acolo e, postez cel mai des și ne auzim data viitoare. Pa!